Regulile de călătorie cu avionul se schimbă de luna viitoare. Agenția Europeană de Siguranță în Aviație a emis un ghid pe baza căruia fiecare aeroport și linia aeriană vor impune măsuri pentru pasageri și personal. Dacă un pasager are, de exemplu, febră de peste 38 de grade, este luată din nou temperatura, apoi este consultat de un medic, eventual chiar pe aeroport. Aeroporturile sunt încă goale, dar câteva linii aeriene au anunțat reluarea zborurilor. Regulile pentru pasageri vor începe de acasă, potrivit ghidului Agenției Europene de Siguranță în Aviație. Se recomandă realizarea online a tuturor formalităților de îmbarcare și să aveți suficiente măști pentru toată călătoria. Atenție, e nevoie de o mască la 3-4 ore. În aeroport nu mai intră decât cei care au bilet, însoțitorii sunt permiși doar pentru cei care au nevoie de susținere, masca e obligatorie, iar recomandarea e să o purtați de acasă, dacă veți veni cu mijloace de transport în comun sau taxi. Sosiți la ora recomandată, nu mai târziu și si nici mai devreme, și si pe toată perioada petrecută în aeroport evitați folosirea și si atingerea spațiilor comune, cum ar fi toalete, balustrade, scări, rulante, mese de servire. Pentru bagaje, acolo unde există, trebuie folosit punctul de lăsat bagaje, fără operator. O să vedem tot mai des asemenea ghișee cu scanarea biletului și si actului de identitate. Am tipărit biletul de acasă pentru a interacționa cât mai puțin cu personalul aeroportului, și în momentul în care am ajuns la aeroport, personalul de acolo îmi va lua temperatura cu un termometru. Dacă termometrul arată peste 38 de grade, procedura prevede că temperatura este luată din nou, eventual cu un alt dispozitiv. Dacă și de data aceasta temperatura indică o valoare care arată febră, atunci sunt condus de către personalul aeroportului la un medic în aeroport. Nu mi se ia dreptul de a zbura, pentru că ghidul respectiv prevede că pot fi sute de alte motive în afară de coronavirus pentru care o persoană poate avea febră. Doar două puncte sunt exceptate de la purtarea măștii: filtrul de securitate și controlul de vamă. Cât mai puțin bagaj de mână, recomandă Autoritatea Europeană călătorilor. La urcarea în avion veți putea primi șervețele dezinfectante de la echipajul de bord. Neapărat masca pe nas și gură toată călătoria. Toate scaunele, toaletele, compartimentele de bagaje, tot ce ar putea atinge pasagerii, trebuie dezinfectate riguros după fiecare cursă. Iar asta ar putea prelungi durata petrecută la sol de aeronave, care poate însemna taxe mai mari de aeroport. Mâncarea va fi limitată la bord, adică va mai exista doar pe cursele lungi. Va fi sigilată, la fel și băuturile tot autoritatea europeană a publicat o listă cu 34 de state și peste 100 de aeroporturi care acum sunt în zone considerate de risc pandemic. Niciun aeroport din România nu se află pe acea listă. Doar o companie românească a anunțat până acum reluarea zborurilor regulate din iulie pe anumite rute. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.